Orice lucru de alternativă e bun în Chișinău, fiindcă tot ce primim este, spunem așa, de o calitate slabă din punct de vedere cultural. Este mai mult de modă, dar nu ține de hrană intelectuală. Așa că mi se pare ok, foarte bun. Mai ales și copiii îl plac. Pentru mine asta e cel mai important, copiii să-l plac. E destul de interesant. Mi-a plăcut cel mai mult partea cu peștele când s-a scufundat. Mie cel mai mult îmi place când ei se duceau pe cascadă. Când le urmărea. Asta a fost cea mai interesantă parte pentru mine. Evenimentul nu include doar producții internaționale premiate la festivaluri importante din întreaga lume. În acest an, organizatorii au pregătit inclusiv workshop-uri pentru copii, dar și ateliere de film. În primul rând avem un workshop pentru copii, care învață să facă desene animate, învață să facă stop motion, cu un expert, un trainer, un animator care se numește Vase Alboiu din București. Acum mai avem o locație în care o să se întâmple alte evenimente adiționale, gen anime Music Night, care e seara de muzică, și mai e și a treia locație, care este Muzeul Național de Artă, unde o să avem o prezentare, o proiecție de filme de propagandă nemțești. Eu am făcut acolo desene animate din plastilină. Textul nostru a fost despre un om invizibil. Vineri, sâmbătă, dar și duminică, cinefilii sau amatorii de animație pot merge la Odeon. Proiecțiile încep la ora 12 și se desfășoară pe durata întregii zile. Festivalul Internațional de Film de Animație Animest este cel mai important de acest gen din România și unul dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est.